drept și nedrept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei Cipilă. Zăzuindu-i s-au închinat ei care se îndoieseră. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit și le-a zis: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate ce v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Neculai, cu tot neamului ce a dormit Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălță împreună și cere frânsul al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul de viață, făgătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertați-o. Dumnezeu să le ierte. Să spui dacă mă bag în față, da? Mă te Sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecii tău. Dumnezeu să
Aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai marele voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, iar Dumnezeu i-a zis nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce-a pregătit, ale cui vor mai fi. Așa se întâmplă cu cel care își adună comoară pentru sine însuși și nu în Dumnezeu se îmbogățește. Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, viața și odihna adormitul robul tău Nicolae cu tot neamul cel adormit Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
Evanghelie cea de la Ioan în citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm amintele în ziua cea din tâia săptămânii. Maria Magdalena vine la mormânt din dimineață, fiind încă întuneric. Și-a văzut piatra de cadre pe mormânt de cel ergat și-a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care le bea Iisus și le-au zis, a luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Cei doi ergau împreună, dar celălalt ucenic alergând înainte mai repede că Petru, a sosit și le-ntâi la mormânt și-a plecându-se. A văzut ciurile puse jos, dar au intrat. A sosit și Simon Petru, mânt după el, și-a intrat în mormânt și-a văzut ciurile puse jos. Iar mahrama care fusese pe capul lui era împreună cu ciurile și împășurat la o parte într-un loc. Atunci a intrat și la ucenii care sosise întâi la mormânt și-au văzut și-au căzut. Căci că nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți și s-au dus ucenicii iarăși la Ilus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Vestirea, viața și odihna sufletului păsatului tău, Nicolae, tot neamul cel de întristoase Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iertați-vă Dumnezeu! Domnul către iudeii care crezuseră în Crânsul, aceasta este voia Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci iudeii murmurau împotriva lui, fiindcă zisese, eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer. Și ziceau, au, nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif? Nu știm noi pe tatăl său, pe mama sa. Acum spune el, am coborât din cer. Iisus a răspuns, le-a zis, nu murmurați între voi, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu va trage tatăl care m-a trimis pe mine. Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Vierea și viața și odihna a dormitului robului tău Nicolae Hristoase, Dumnezeu nostru, ascultă de slavă, ca să împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului tău. Acum și pururea și-n vecii vecilor.
Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cel care mănâncă din pâinea aceasta va trece în cer. Iar pâinea pe care eu voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci unde se certa un prezint pentru poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său și le-a zis, adevărat vă spun vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și dacă nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în noi. Cel ce se împărtășește cu trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi via pe el în ziua cea de apoi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău, Neculai Hristos, Dumnezeul nostru, iar nemărire să înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Dumnezeu să fie sufletul lui unde drept și se
Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel care de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Ai plăcat moartea și pe dragul ai spurcat și ai dărut viață numitale. Domnul Spamne, pomenește și sufta cu adărătul a plăcat locul are cu toată mai mult rău ce a adărăt. Și la șansă vă promenat că mă putea viață în plăcărne, Domnul ai pus toată durerea în tristare și suspânul. Și orice mă șansă vă și plăcut, după Domnul mă păcat cu sfântul Domnului. Ca un Dumnezeu bun și pe care Domnul iartă, Dumnezeu să-l vărță. Că nu este om care se crede Dumnezeu să nu greșească, mai e puțin greșcă de păcate. Dreptatea ta rămâne dreptate în deal și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna a dormitului locului tămnicul ai. Cu tot neamul în cel adormit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de mireasă Făcătorului tău, acum și purea și vecii vecilor.
Iubiți credincioși și credincioase în Tristata Adunare, slujba mormântării va continua în fața aghiazmatarului de afară și va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor Calenin Cotoșeneanul, însoțit de soborul de diaconi și preoți. Vă rugăm să ne înălțăm inimile către Dumnezeu și să îi cerem iertare robului său, Nicolae Rățoi. Și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților. Aceluia cu deadisul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorii. Și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetăția Raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceva ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit, și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii, iarăși m-ai întors în pământ din care am fost luat. La ce după asemănare mă ridică, cu frumusețe
potopindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul Tău și așează rai unde cetele Sfinților, Doamne, și dreptii ca luminătorii strălucesc pe adormitul robul Tău. Odihnește, trecându-i lui toate greșoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire întreg strălucim, cu bună credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție și ne scoate din focul cel veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin Tine și noi să aflăm raiul. Născătoarele Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robul Tău, și să nășnuiește pe dânsul în curțile Tale, precum este scris, trecând ca un bun greșoanele Lui, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce-i din fecioară ai răsărit lumii Hristoase, Dumnezeule, și prin trânsa fiii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul părinților noștri. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat, eșor tăciune sunt toate, viața aceasta este umă. Când eșerse tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săraci. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robul Tău acesta mutat de la noi, odihnește-L ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă părăsi pe mine. Ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă miluiește. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul părinților noștri. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormitul locul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărea vieții văzându-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând strig către Tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostivă. Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, Doamne, Cel care ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământe și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia. Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului Tău. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o să o mări. Sufurile dreptilor te vor lăuda pe Tine, Doamne. De Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează a căuta oștile îngerești, iar prin Tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-L cu oștile cerești, spre Tine te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Adus-mi-am aminte de oh.
și pururea și în vecii vecii lor. Amin. De vreme ce eu păcătosul am văzut prea bine că această lume este deșartă și de grab trecătoare. M-am uitat în urma mea și am văzut moartea stând lângă mine și am zis, sufletului meu, suflete, suflete, până ce ești viu, pocăiește-te, că trecând din lumea aceasta, nu vei mai avea vreme de pocăință. Și iarăși m-am uitat spre răsărit și am văzut o lumină strălucind și din lumină un glas grăind. Eu sunt Arhanghelul Mihail și sunt trimis la tine. Sufletul înfricoșându-se a zis către Sfinte, mă rog, mai lasă-mă puțin să viețuiesc și îl voi da aurul și ca prin milostenie să-ți fi cheltuit.
când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, când aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor minui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mințind pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cer. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului vostru, preasfințite stăpâne, fericită este calea întru care mergi de astăzi, suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga. Din Epistola 1 către Tesalonicene a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți într-o neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că decredem că Iisus a murit și a înviat, tot așa crede. Că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți. Pentru că însuși Domnul, într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Duhului vostru preasfințite stăpâne. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă!
să luăm aminte. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum avut judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era împrădicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acestea și aceste negrăite legătura Ta, prin vrerea Ta dumnezeiască să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la oștească înviere, iar trupul se desfacă în cele care au fost alcătuit. Pentru aceasta, ție ne rugăm, Părintele Celui Fără de Început, și unuia născut Fiului Tău și Preasântului și Celui de o ființă și de viață, Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire, ci trupul se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în cea Ta dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta, cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. De a căzut robul Tău acesta, Nicolae, sub blestemul tatălui său sau mamei sale sau sub blestemul său, de a amărât pe vreun preot și a luat la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea furisan la archireu și din nepăsare sau lenevire n-a dobândit iertare, iartă-l pe acesta, prin noi, prin mine păcătosul și nevrednicul slujitorul Tău. Trupul dezleagă din cele în care a fost alcătuit, iar sufletul rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate zicând oricâte veți lega și veți dezlega să fii legate și dezlegate. Și prin trânsii și nouă, deși suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere. Dezleagă-l pe adormitul robul Tău, Nicolae, de păcatul sufletesc și trupesc să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile prea curate și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Stăpâne multe îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat,
și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici și robii tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm ce le se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunele împărate, pe noi smeriți și nevrednici și slujitorii tăi, iartă pe adormitul robul tău Neculai, Dumnezeu să-l ierte de orice a greșit ca un om în această viață. Și iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să dea fire cele zidinte de tine, că binecuvântat și prea slăbit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți, și de la dânsii asemenea și noi am primit puterea să o facem. Să te ierte pe tine, Fiule duhovnicesc al Sfintei noastre Arhiepiscopii, de tot ce ai greșit ca om, ca demnitar și ca familist în viață, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Nicolae cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voi și cea fără de voi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne! Dumnezeul Duhurilor și atât trupul, care ai zdrobit moartea și pe deavul ai surpat și adreviat surmi tale. Însuși, Doamne, te rugăm să odinești sufletul adormitului robului tău Neculai cu tot neamului cel adormit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit el cuvântul, cu fapta sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-l. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău Neculai, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte,
și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitului robului tău Nicolae, cu tot neamului ce a dormit, și fălui veșnică pomenire. Stimate autorități centrale și locale, iubiți credincioși și credincioase, un primar credincios, harnic și înțelept. Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea din această viață a domnului Neculai Rățoi, fost primar al orașului Pașcani, deputat în Parlamentul României și fiu credincios al bisericii noastre ortodoxe. Întrucât și-a purtat cu demnitate și răbdare crucea suferinței unei boli nemiloase, Dumnezeu l-a chemat la ceruri în această săptămână de urcuș duhovnicesc spre înviere, pentru a arăta că locul de pline vindecări, de durere, întristare și suspin, este viața veșnică din împărăția lui Dumnezeu. Datorită spiritului său practic de bun gospodar, precum și modului deosebit de a se ocupa de nevoile sociale ale oamenilor, domnul Neculai Rățoi a fost unul dintre cei mai longevi primari din România, conducând municipiul Pașcani din județul Iași timp de 24 de ani. 1984-2008. A știut să îmbine credința moștenită de la părinți cu experiența și performanța acumulate prin efort personal susținut cu tenacitate, fiind în același timp inteligent și harnic, evlavios și darnic. Domnul Neculai Rățoi a ajutat adeseori biserica în activitatea sa misionară și socială, în mod special protopopiatul Pașcani, unde a susținut mai multe proiecte de construcție de biserică, precum Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt din Pașcani, Biserica Sfântului Ioan Botezătorul a Spitalului Municipal Pașcani, Biserica Sfânta Vineri Pașcani, Biserica din localitatea Boșteni, precum și alte lucrări de reparații sau restaurări bisericești. Păstrăm o amintire frumoasă și de frumoasă colaborare cu domnia sa în folosul comunității credincioșilor din Pașcani și din alte localități în timpul păstoririi noastre la Iași ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei
timp de aproape 18 ani, 1990-2008. Înțelegând rolul bisericii în societate, precum și necesitatea păstrării legăturii dintre spiritualitatea liturgică și opera social-filantropică, domnul Neculai Rățoi a sprijinit unele proiecte social-filantropice sau culturale ale Centrului Eparhial Iași, fiind de asemenea timp de 12 ani membru al adunării eparhiale Arhiepiscopiei Iașilor. Întrucât a fost milostiv și a ajutat mulți oameni, domnul Neculai Rățoi se va împărtăși de bucuria Mântuitorului Iisus Hristos împreună cu toți cei drepți și milostivi. De aceea, astăzi, deși îndurerați, avem nădejdea că sufletul său va găsi odihnă în împărăția și lumina preasfintei Treimi. Familia sa, apropiații și prietenii săi trăiesc astăzi această pierdere cu o durere profundă în suflet, care nu poate fi alinată decât prin rugăciune și prin comemorare pioasă și recunoscătoare pentru tot ce domnul Neculai Rățoi a dăruit oamenilor de-a lungul întregii sale vieți. În acest ceas de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, cel înviat din morți, să odihnească sufletul domnului Neculai Rățoi în lumina iubirii sale veșnice, iar familiei îndoliate și tuturor celor întristați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească. Veșnica lui pomenire din neam în neam, cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Îi mulțumim prea fericitului Părinte Patriarh pentru cuvântul cald și de suflet adresat celui care a fost primarul acestei curbi. În continuare o să-l rugăm pe Părintele Protopop să dea cuvânt, să dea glas cuvântului Sfinției sale. Preasfinția voastră, întristată adunare, suntem în săptămâna cea mare a credinței noastre creștine, care ne îndeamnă la meditații spirituale despre pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, despre jertfa Lui de pe crucea Golgotei și despre moartea Sa. Toate acestea ne întristează, pentru că dacă noi pătimim de multe ori pentru greșelile noastre, pentru că greșelile care alții le fac cu noi, sau noi le facem cu alții, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a pătimit fără să facă vreun păcat. Domnul Neculai Rățoi a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de 25 aprilie 2016. S-a născut într-o zi de martie, început de primăvară, anului 1939. Aici, în acest sat, într-o familie de oameni credincioși, smeriți, evlavioși, harnici și darnici. La vârsta de 13 ani, rămâne orfan de mamă. Era o minunată noapte de anul nou, era plecat cu plugușorul prin sat și când a venit spre dimineața acasă, a găsit-o pe mama cu mâinile pe pept și cu crucea în mână. Cu o inteligență și înțelepciune nativă, ținând cont de posibilitățile care erau atunci, la acea vreme, a fost nevoit să înceapă munca, osteniala, încă din fragedă tinereță. Devine un bun meseriaș
la atelierile CFR Pașcan, apoi un mecanic de locomotivă priceput, de înaltă profesionalitate, făcând din meserii o adevărată brățară de aur. Își continuă studiile profesionale, urmând apoi liceul la Seral, iar mai târziu, după ce a intrat în demnitatea de primar, Facultatea de Economie. Datorită spiritului gospodăresc și modului deosebit de a se comporta cu semenii, de a comunica cu ei, este ales în anul 1980 primar al orașului Târgu Frumos, iar în anul 1984 devine primar al municipiului Pașcan, până în anul 2008, dată la care este ales pentru două legislaturi la rând, deputat în Parlamentul României pentru Colegiul Electoral Pașcan și zonele aferente. Cât a fost primar, timp de 28 de ani, a lăsat realizări. În primul rând, edilitare și urbanistice, care cine vrea să le vadă și astăzi le poate vedea, chiar dacă unele au intrat într-o oarecare degradare, dar mă refer în primul rând la Esplanadă, că acel proiect al lui a fost atât de bine gândit, încât cât de frumos arată Esplanada din Pașcane astăzi, care a fost înnoită de generația care astăzi conduceți și ați condus orașul acesta. Ca primar al orașului Târgu Frumos, se știe ce a făcut și acolo. Și unul din lucrurile cele mai importante a fost acela că, deși era regimul care era atunci comunist, cu acordul lui tacit, s-a zidit o biserică nouă lipovenească. Și aici adaug momentele de taină care le petrecea la Târgu Frumos cu un venerabil preot, părintele Vasile Tărăboanță, care era văduv, era singur, și în cele mai multe dimineți Nicolae Rățoi intra în casa parohială la părintele Vasile, care îl binecuvânta, servea o cafea și chiar se sfătuiau ce să mai facă bun pentru cetatea Târgului Frumos. În calitate de primar al orașului Pașcan, a mijlocit și a finalizat cât s-a putut, cum s-a priceput, cele despre care probabil vor mai pomeni alții și sperăm că îl va pomeni și Dumnezeu în împărăția Lui. Se știe insistența Lui cu care intervenea la autoritățile superioare de stat, la Guvernul României, pentru obținerea de fonduri pentru Pașcan. Mai amintim un lucru în care cei mai mulți pășeneni își aduc aminte, și anume faptul că înainte de 89, în orașul Pașcan se găseau tot felul de bunuri care în țară nu se găseau, sigur în măsura posibilităților de atunci, și era o conlucrare a lui cu directorii vrednici de pomenire de la instituțiile și de la întreprinderile din Pașcan. A fost un om fundamental corect, cu o distinsă verticalitate, susținător al tradițiilor istorice și spirituale, încrezător în virtuțile și valorile democrației. A cultivat cu prisosință dialogul, refuzând cu fermitate abdicările și compromisurile. A fost un om simplu, deși părea foarte impunător, milos și sensibil la durerea celor din jur, un bun familist, o inimă darnică, cu un suflet bun și responsabil față de semeni, dar și față de Dumnezeu. Numai cine nu vrea să știe, dar știu aceia care au primit un ajutor de la el, cei săraci, marginalizați, fără servici, fără casă, și poate cei care n-aveau nevoie neapărat de un ajutor. Mulți dintre ei au uitat binele care l-au l-au primit de la el. Înainte și după 1989, a avut o atitudine înțelegătoare, cooperantă, de bun simț cu biserica. Numai el și părintele Mihai, doar Mihai Dascăl știe cum s-a făcut.
și prietenii care i-a dus pe toți aproape aici. A ajutat centrul eparhial, mănăstirile și schiturile. Au trecut pe la sicriul lui acasă, stareți de mănăstiri, călugări care l-au cunoscut și au cooperat cu el. A fost receptiv și a susținut cât a fost primar de la bugetul local activitățile cultural-spirituale desfășurate la Pașcani. Simpozionul Mitropoliei Visarion Puiul, pășcăneanul nostru, concerte de decolinde, conferințe cultural-duhovnicești cu organizații de asociație tinerilor și altele și altele sărbători, comemorări, zile ale eroilor. Ca deputat în Parlamentul României, a vizitat și s-a implicat pe șantierile de lucru la parohiile aflate pe raza Colegiului Electoral Pașcani. N-am scris și cer îngăduință Preasfințitului. La începutul lunii decembrie, anului 2015, am bătut la ușa unui demnitar guvernamental și ne-a primit frumos. Pe mine nu mă cunoștea, dar îl cunoștea destul de bine pe Nicolae Rățoi. S-a așezat pe un scaun și a început să plângă. Nu mă lăsa, Domnule, ajutați-mă și ajutați-l pe părintele, că n-are cu ce să finalizeze catedrala din Pașcani. A fost impresionat și demnitarul și cei din cabinetul lui, am fost impresionat și eu. Ne-am retras și eu am rămas puțin în urmă și am spus: Domnule ministru, știți de ce a lăprimat? Pentru că este suferind și că dorește din tot sufletul și din toată inima lui să vadă încă o biserică ridicată spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor. O boală grea i-a adus sfârșitul vieții pământești după doar câteva luni. Ne pregătim, dragii mei, fiecare de înviere. Ne ducem la biserică să ne pregătim de înviere, mergem acasă să ne pregătim de înviere, mergem la morminte să ne pregătim de înviere. Nicolae Rățoi a plecat deja spre înviere. El se va pregăti de înviere acolo în ceruri, unde se va întâlni cu cele mai mari necazuri ale vieții pe care le-a primit pe pământul acesta, când i-a murit soția, doamna Mioara Maria Rățoi, când i-a murit nepoțelul Răzvan. A sfârșit cu toate. De acolo din ceruri, probabil se va ruga împreună în continuare cu noi la Dumnezeu ca să finalizăm lucrarea cea bună, fiecare pe pământul acesta. Dumnezeu să-L ierte cu drepții, să-L odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni viitor. Amin. Da, îi mulțumim părintelui Protopop pentru cuvântul de suflet adresat în memoria domnului primar Nicolae Rățoi și respectiv un deputat. Îl rugăm pe domnul Victorel Lupu, președintele Consiliului Județean, să vă adreseze câteva cuvinte. Preasfinția voastră, îndoliată familie, stimați parlamentari, întristată asistență. Este foarte greu să vorbești la timpul trecut despre un om pe care l-ai apreciat foarte mult, despre un om pe care l-ai stimat, despre un om cu care ai colaborat, despre un prieten. Vestea că domnul deputat Nicolae Rățoi a plecat dintre noi a produs mare supărare, sigur, întâi familiei care și-a aflat prima, dar nu numai. Salariaților din primăria și primăriile cu care a lucrat,
locuitorii celor două orașe pe care le-a condus aproape 30 de ani, dar nu numai. Poate toți primarii din județul Iași, când au auzit că Nicolae Rățoi a dispărut, s-au închinat și l-au rugat pe Dumnezeu să-l ierte. Dar nu numai noi din județul Iași, parlamentarii din forul legislativ al țării, ați văzut că au ținut un moment de reculegere în memoria lui Nicolae Rățoi, dar sunt sigur că nu a fost un formalism, ci a fost o exprimare a părerii de rău față de unul poate din cei mai disciplinați parlamentari și activ parlamentari. Sigur, noi știam, sau eu știam, că suferă de o boală grea, dar mă gândeam că stoicismul care îl caracterizează, hai să spun, încăpăținarea de care a dat dovadă de fiecare dată când s-a confruntat cu greutăți, a învins. Dar de data aceasta nu s-a mai putut, deci ne părăsește după 77 de ani de experiență, după aproape 30 de ani de conducerea celor două orașe și de aproape 8 ani în Parlamentul României. Pleacă dintre noi un om deosebit, un om pe care eu l-am cunoscut încă la începutul anilor 1970. Se pregătea pentru demnitatea de mai târziu din administrația publică locală și administrația centrală. Un om care atunci când l-am cunoscut, sigur, prin statura dumnealui, inspira respect, inspira poate frică, dar dacă te apropiai de el, dacă discutai cu el, dacă lucrai, ajungeai la concluzia că este un om cu inimă deosebit de mare, un om deosebit. De aceea a urmat o perioadă bună, sau toată perioada care a urmat până vinerea trecută, când ne-am văzut ultima dată, a fost o colaborare foarte bună, ne-am sfătuit reciproc de-a lungul timpului, n-am timp să povestesc acum, aproape în toți acești 50 de ani, permanent discutam și ce discutam, ce îl interesa cel mai mult pe dumnealui, să poată atrage bani, investiții pentru oraș, pentru cetățenii pe care îi reprezenta. Și am să vă spun un lucru mai deosebit, a reușit, sigur, deranjând organele județene, poate pe cei din guvern, cu mulți ani în urmă, să schimbe o metodologie în ceea ce privește prezentarea investițiilor în bugetul statului, în legea bugetului de stat. Sumele se repartizează de obicei pe județe și pe ministere. Dumnealui a reușit ca în legea bugetului de stat să apară sumă repartizată direct de legislativ la propunerea guvernului pentru orașul Pașcani. Este un lucru, cine îl înțelege, cu totul și cu totul deosebit și aceasta, pentru că dorea și ținea foarte mult ca ceea ce își propune pentru oamenii în a cărui slujbă a fost toată viața să realizeze. Și sper eu și cred că toți cei prezenți că nu va fi uitat ușor sau repede omul, primarul, deputatul Nicolae Rățoi, pentru că a făcut foarte multe lucruri, poate unele, sigur, neștiute de toată lumea, dar în munca lui s-a zbătut permanent pentru dezvoltarea orașului și a zonei. Se mândrea deosebit de mult cu funcția de primar, care o înțelesese ca o responsabilitate extraordinară pentru oameni. Ca politician, a fost unul din cei mai reprezentativi oameni de stânga. Foarte mulți oameni în nevoie au primit, sigur,
o pâine întinsă de primarul Nicolae Rățoi. Când te întâlneai cu Rățoi, scuzați-mă, cu deputatul Nicolae Rățoi, cu primarul Nicolae Rățoi, plecai de la discuția cu el, în general, mai optimist. Era un om care nu se dădea bătut ușor și transmitea lucrul acestora multora dintre noi. Foarte activ, nu avea timp să... Parcă nu stătea mult pe scaun. Și totul pentru a rezolva probleme. Personal, regret foarte mult despărțirea și... Înțelegem că lucrurile sunt firești, dar parcă mai putea să mai fie împreună cu noi, mai ales că vineri, când am fost împreună la lansarea candidaturii pentru primarul municipiului Pașcani, a avut o intervenție, poate istorică va fi, pentru că a îndemnat la unitate, a îndemnat până la urmă la muncă, la înțelegere între noi și discuțiile au mai continuat cu cei care ne ocupăm de anumite probleme în această perioadă. Aș încheia aici rugându-vă să-mi dați voie să transmit încă o dată condoleanțe familiei, să-i sugerez ca viața să o ia în continuare așa cum este, pentru că sigur asta ar fi dorit și nea Nicu, cum îi spuneam noi. Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze acolo unde este locul. Noi spunem adio, prietene, adio, nea Nicule. Da, îi mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean pentru cuvântul prietenesc și îl rugăm pe domnul subprefect. Poftiți! Preasfinte Părinte Episcop Calinic Botoșeneanu, Sfințiile voastre, îndoliată familie, îndurerată adunare, moartea omului Nicolae Rățoi, unul dintre cei mai longevivi primari din județul Iași, ne-a zguduit pe toți, făcându-ne să simțim și mai amarnic dramatismul drumului ce se termină brusc, tristețea călătoriei fără de întoarcere. A condus primăria Pașcani timp de aproape 30 de ani. A fost deputat, detașându-se permanent în orice a făcut, ca un adept al muncii în echipă, ca un formator desăvârșit, ca un comunicator eficient și extrem de deschis. În calitate de subprefect al județului Iași, l-am cunoscut și l-am prețuit ca pe unul dintre cei mai valoroși profesioniști în domeniul administrativ din județul Iași și nu numai. I-am cerut părerea de nenumărate ori și am primit mereu cele mai bune sfaturi. În activitatea mea am colaborat cu domnia sa în mod direct în nenumărate rânduri. Întotdeauna am apreciat, în cadrul colaborării noastre, înțelepciunea sa, precum și caracterul său deschis și conciliant. E greu și tulburător să vorbești la trecut de Nicolae Rățoi. Dispariția lui lasă un gol în noi toți, iar noi toți, cei care l-am cunoscut, îl vom păstra vie amintirea. Atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l ierte. Da, îi mulțumim domnului subprefect și acum îl rugăm pe domnul primar al municipiului Pașcani, cel care i-a urmat în scaunul de primar domnului deputat Nicolae Rățoi. Poftiți! Preasfinția voastră, preacucernici părinți, îndurerată familie, întristată adunare. Ne părăsește cel care a fost o bună bucată de vreme, e emblema orașului nostru. Dăruit trup și suflet cauzei obștei din urbea de pe Siret, încă din tinerețe s-a identificat cu năzuințele pășcănenilor,
ale locuitorilor orașului Târgu Frumos și ale multor comune din împrejurim. Ca primar al municipiului timp de 26 de ani și pe durata celor două mandate de parlamentar, și-a pus priceperea și relațiile în slujba comunității noastre. Ferm în luarea deciziilor și idealist, aproape visător, privind evoluția orașului, și-a pus amprenta pe destinul acestui oraș. În acest trist moment, nu se cuvine să facem un bilanț, dar trebuie să amintim că primarul Neculai Rățoi a adus gazele naturale în Pașcani, în vreme ce alte orașe mult mai importante din țară nici nu visau la o asemenea facilitate. Sediul actualei primării, cartierele noi de blocuri, infrastructura, utilitățile, esplanada, sălile de sport, spitalul municipal și multe altele sunt rodul strădaniei celui care cu mâhnire în suflet îl conducem acum pe ultimul drum. Mulți amintesc de Republica Pașcani fără să știe că această sintagmă a fost lansată cu circa 30 de ani în urmă de Europa Liberă, menționând că într-un mic oraș din Moldova, primarul Neculai Rățoi a instaurat Republica Pașcani, care nu ținea cont de restricțiile în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente, cu gaze naturale, energie electrică și agent termic în acele vremuri de restricție. Cu abilitate a reușit să ajute mulți oameni aflați în necazuri și încercări. An de-a rândul pleca pe jos de acasă dimineața, de la apartamentul de pe strada Moldovei, către primărie și mulți oameni îl însoțeau cerându-i să le rezolve problemele. Pe toți îi asculta și pentru toți încerca să găsească o posibilitate de ajutor. Cartea lui de vizită și de referință rămâne incontestabil demnitatea sa de primar al Pașcaniului. Ales deputat în Parlamentul României, a rămas același luptător activ pentru investiții în Pașcani. Notorietatea sa îi deschidea ușile capitonate ale direcțiilor și ministerelor, obținând aprobări favorabile orașului. Cuvintele nu îmi sunt de niciun ajutor în a-mi exprima regretul pe care îl simt în acest moment. Pentru mine a plecat un om, un prieten. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Prea cuvioșiile și prea cucerniciile voastre, distinse autorități locale și de stat, îndurerată familie, iubiți credincioși și credincioase. Am săvârșit slujba de înmormântare a domnului economist Neculai Rățoi, cel care a fost deputat în Parlamentul României din anul 2008 și care timp de 28 de ani a fost un slujitor model al interesului comunitar în demnitatea de primar. Aproape 4 decenii din cele 8 de viață, fără 3 ani, le-a dedicat slujirii la standarde înalte locuitorilor municipiului Pașcani. Realizările domniei sale, enumerate de altfel de antevorbitorii mei, stau mărturie în acest sens, în lungul și în latul acestei zone.
era omul care își îndeplinea datoriile și responsabilitățile cu abnegație, responsabilitate și caracter. Oricând era dispus să vină în ajutorul semenilor. Era un om bine organizat, serios și ambițios. Impresiona prin forța argumentelor pline de optimism atunci când dorea să-și concretizeze proiectele. Domnia sa avea o viziune pragmatică, fără de care n-ar fi reușit atâtea lucruri importante pentru localitatea pe care a păstorit-o. De la domnia sa oricând puteai învăța multe din tainele administrației locale și nu numai, fiind și un admirabil partener de dialog. A fost un om conciliant, care a evitat pe cât a fost posibil generarea conflictelor ca rezultante ale diversității de opinie. Prezența domniei sale impunea și impresiona. Însă, dincolo de aparențe, era o persoană sensibilă. Și această sensibilitate, dincolo de faptul că era nativă, era rezultatul credinței sale în Dumnezeu. De aici și modul domniei sale de abordare a celor care veneau în contact cu domnia sa. În relație cu semenii, a căutat să nu abuzeze de putere, lucru rar întâlnit astăzi, ci dimpotrivă să respecte libertatea opiniilor interlocutorilor. Profesionalismul, loialitatea, responsabilitatea, competența, eficiența, promptitudinea, corectitudinea și conștiinciozitatea au fost caracteristicile care l-au definit și care făceau parte integrantă din modul domniei sale de a fi. Cât timp a activat în demnitatea de primar, fie la Târgu Frumos, fie în perioada de început, fie la Pașcani, s-a străduit să traducă norma morală divină în conduita sa publică și în viața sa particulară de zi cu zi. De altfel, domnia sa și-a dorit această funcție de primar nu pentru a se înavuți, cum se mai întâmplă de obicei, ci pentru a-și îndeplini un crez, și anume acela de a face ceva pentru orașul copilăriei sale, de a contribui la dezvoltarea lui și de a produce o schimbare în bine a acestuia. Ori pentru îndeplinirea unui astfel de deziderat, dincolo de hârtii și birocrație, a fost nevoie de un efort considerabil și o însuflețire extraordinară pe care domnia sa le-a depus cu generozitate și spirit de sacrificiu. Metamorfoza orașului Pașcani este rezultatul hărniciei și priceperei domniei sale, care și-a slujit cetățenii în cel mai autentic și manierat mod, dar și a rugăciunilor soției domniei sale, care i-a vegheat cu rugăciunile de venire. Pentru toate realizările, nu și-a însușit foloase necuvenite, ci, așa cum îmi spunea cândva, la câteva ceasuri de taină, s-a mulțumit cu câte a dat Dumnezeu. Și această afirmație a confirmat-o radiografia vieții sale,
Așa cum reiese din declarațiile de avere ale domniei sale, dar și din creditul pe care l-au acordat locuitorii orașului Pașcani, care l-au așezat 7 mandate în demnitatea de primar și 2 mandate în cea de deputat în Parlamentul României. E o confirmare a realității că, în atenția opiniei publice, domnia sa a fost un om corect și nu un cameleon. Memoria figurii sale expresive, statura sa morală și spiritul pe care l-a promovat, dar și curajul sincerității, însoțit de o aleasă ținută și atitudine manifestă, rămân un reper pentru cei din breasla domniei sale. Când un primar, în calitatea sa de administrator al unei localități, însoțește mâna harnică și mintea ageră cu o voință de fier, cu respect și dragoste față de oameni, cu iubire și frică de Dumnezeu, atunci localitatea pe care o gospodărește va deveni din stânca aridă și neospitalieră o grădină înfloritoare în care îți este drag să trăiești. Acestea sunt jaloanele drumului ce trebuie urmat de fiecare politician în parte care vrea să câștige alegerile fără eforturi și cheltuieli sporite și care atrag ruina țării. Activitatea domniei sale, sintetizată în noțiunea de ctitor, a fost o adevărată performanță care se va reflecta dincolo de el în conștiința publică a comunității din care a făcut parte și pe care a condus-o din punct de vedere edilic. Domnul Neculai Rățoi a fost un primar cu viziune care a intuit atât perspectivele cât și pericolele orașului, a reușit să se strecoare printre multele capcane ale perioadei de tranziție fără a-și fi abandonat niciodată principiile și crezul axiologic, gândind și înfăptuind binele pentru pășcănenii lui pe care i-a iubit cu o patimă de îndrăgostit. A făcut multe lucruri bune și durabile pentru oraș, nefiind refuzat la nivel guvernamental, deoarece proiectele domniei sale erau bine gândite, erau practice și în favoarea locuitorilor orașului. Rezultatele muncii domniei sale, dincolo de diplomele și distincțiile primite, vor rămâne multă vreme în inimile locuitorilor orașului, de vreme ce sunt vizibile în orice loc ți-ai arunca privirea. Dincolo de faptul că orașul a fost rectitorit de domnia sa, clădirea primăriei, respectiv Casa de Cultură, Catedrala, Biserica Sfântul Ioan, Biserica Sfânta Vineri, bisericile din Boșteni și din Sodomei, Casa Socială din dreapta noastră, precum și celelalte biserici restaurate cu sprijinul și cu implicarea domniei sale, pot fi considerate câteva dintre punctele de maxim interes ale orașului. În calitate de deputat în Parlamentul României, dincolo de cele peste 20 și ceva de propuneri legislative, domnia sa, în mod constant, a vizitat șantierile parohiilor aflate pe raza Colegiului Electoral Pașcani, sprijinindu-le cu fonduri de la guvern. Da, dincolo de omul politic din domnia sa,
a fost și un spirit deschis către valorile spirituale autentice ale neamului românesc. Ca membru al adunării eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în cele 4 mandate, domnia sa a susținut activitățile de înnoire și dezvoltarea unor sectoare din cadrul Arhiepiscopiei, implicându-se într-un mod cu totul special în restaurarea și modernizarea sediului protopopiatului Pașcani, precum și în susținerea de la bugetul local a unor activități cultural-spirituale organizate la nivel de municipiu de tinerii atoreni. Prin comportamentul domniei sale față de Biserica lui Hristos și față de semeni, în demnitatea de primar și de deputat în Parlamentul României, dar mai ales față de semenii aflați în suferință, ca unul pentru care toată copilăria i-a fost o suferință perpetuă, rămânând orfan de mamă încă de la 13 ani, domnul economist Neculai Rățoi nu a făcut nimic altceva decât să-și înnobileze viața prin actul creator. Numai omul care n-a făcut nimic în viață, numai aceluia existența îi se încheie la pragul mormântului. Despre domnia sa se poate spune că a fost un om cu verticalitate, susținător al tradițiilor istorice și spirituale, încrezător în virtuțile și valorile democrației, care a demonstrat prin conduita sa că nu poți face cu adevărat politică decât dacă ești condus de principii și nici de cum de interese. Ori el a fost omul care a reușit să-și păstreze nealterată identitatea politică și religioasă. N-a căzut nici într-o erezie de acest gen. De aceea suntem siguri că nestrămutata sa credință în Dumnezeu va face ca moartea să fie doar o trecere de la temporar la veșnic. A plecat dintre noi, adăugându-se celor din neamul său, după o suferință pe care s-a străduit să o ignore, prin lupta sa pentru rezolvarea problemelor urbei, pe care a reprezentat-o la nivel înalt ca deputat în ultimii 7 ani. Și deși a plecat, timpul nu va putea estompa figura sa proeminentă, fiindu-i de mult acestui om rezervat un loc bine meritat în panteonul primarilor municipiului Pașcani, iar pentru credința sa un loc între aleșii lui. Unde va fi repartizat domnia sa la judecata particulară care va avea loc în a 40-a zi, vom afla cu toții atunci când și noi vom părăsi giulgiurile în dimineața învierii. Dumnezeu să-l ierte. Veniți, frați. Rugăminte avem cei din sat, apropiații familiei, rudeniile, pot să participe și la masa de praznic aici la Casa Socială. Invitații de la Iași, cei din Pașcani care doriți, cei care ați venit din alte părți, sunteți invitați și la praznicul care s-a organizat la restaurantul Select, la fabrica de zahăr acolo. Acum o să mergem împreună cu părinții să sărutăm icoana și să-i mulțumim toți deopotrivă, pentru că pe fiecare în parte l-a sprijinit cum a știut mai bine, după care o să rugăm doar familia să-și ia rămas bun
în ideea că tot ceilalți ați reușit să treceți pe la sicriul Domniei sale. Poftiți! Și din rudenia sa și de groapă se apropie, nemai îngrijindu-se de cele deșarte și de trupul cel mult pătimitor, căci iată ne despărțim să ne rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Ce despărțire este, o fraților, ce târguire, ce plângere în ceasul de acum. Deci veniți să sărutăm pe cel ce puțin mai înainte a fost cu noi, că se dă gropii cu pământ, se acoperă în întuneric, se sălășluiește, morții se îngroapă, toate rudele și prietenii, acum când ne despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletului unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, de la Hristos să cerem. Dumnezeu, Duhul și altul trupul care-i călăca moartea și pe diavol ai surpat și ai drit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău de culai, în o lumina de verdeață, de odihnă, de unde a fugit toate durerea, întristarea și suspinarea. Orice greșeală se văd și cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni viitor iartă, Dumnezeu să-l ierte. Că știu este om să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău neculai, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnic odihnă-vă, Doamne, sufletul adormitului robul tău, Nicolae, tot neamul cel adormit, și felui veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
celui ce l-a dormit. Și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu să așeze sufletul său nedrept și să odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatelor la Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Fiul Cristian, nora doamna doctor Iuliana, nepotul Valei.